cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Da, înainte să vă speriați, așa sună sirenele în Kiev. În urmă cu... cât? 15 minute. Este o filmare din Kiev care tocmai a fost postată pe Twitter. Cătălin Striblea este în studio. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, bine v-am găsit. Noi vreau să vă zic că mă uitam aici pe drum venind. E o zi extraordinar de frumoasă în București. A plouat după multă, multă vreme în oraș la noi. E un pic de soare, răsare soarele așa și oamenii își văd de... Nu uita că noi ne pregăteam de dragobete, da, de fapt. Exact, da. Oamenii își văd de viața obișnuită să duc la muncă. Sunt coloane de mașini, de oameni care așteaptă să muncească, să-și ducă copiii la școală, să aibă viață normală, e cam ceea ce ar fi trebuit să fie în dimineața asta și la Kiev, știi, și în alte părți ale Ucrainei. Despre asta e lumea civilizată. Oare la Moscova cum o fi? Oamenii ăia de la Moscova ce-or fi zicând? Bună întrebare. Liniștiți la muncă în dimineața asta? Și eu mă gândesc. Oare cum e să fii totuși... Da, da, să fii într-un stat agresor și să ai un președinte care vrea desființarea unui vecin, că asta vrea de fapt pentru Ucraina. Desființarea. A spus că statul acesta nu are dreptul să existe și că urmează să-l denazifice. Dar din câte citesc, fără să fiu specialist în spațiul ex-sovietic și după cum își dorește Putin și spațiul care ar putea să redevină pseudo-sovietic, deci nu sunt specialist în acest spațiu, dar înțeleg că o bună parte din populația Rusiei a căzut totuși victimă propagandei, care este dusă deja de zeci de ani de Kremlin. Războiul ăsta este pregătit din multe puncte de vedere. Gândește-te numai la momentul în care a ales să facă acest război după o pandemie grozavă, adică cu toată lumea slăbită, cu toată societatea occidentală slăbită și sfâșiată de problemele pandemiei, adică nu mai găsești unitate aici, doi la mână o criză economică majoră în care cu toții suntem preocupați de viața noastră zilnică. Asta e o acțiune gândită și așteptată ani și ani de zile și folosită cu, cum ar zice domnul Trump, cu pricepere, domnule. Uite ce geniu! Cum a stat el la cotitură, da? Și când am fost mai slabi, că suntem mai slabi în acest moment ca occidentali, ne-a aplicat lovitura, nu? Și a zis, și dacă îndrăznim să facem ceva, ne dă și o bombă nucleară în cap. Ăsta a fost mesajul. Dacă se bagă cineva aici în treaba mea, este exact ca bully-ul ăla din mijlocul școlii, știi? Da. Știi băieții aia răi care veneau, te plesneau? E un golan, e un golan cu armă nucleară, un golan continuu, un golan global cu armă nucleară. Cu asta avem de-a face acum. Mă uit pe știrile care vin din Ucraina, sunt literalmente zeci de orașe lovite. Deocamdată informațiile sunt că sunt lovite aeroporturile, centrele militare și centrele de comand. Dar sunt literalmente zeci de locuri. Odessa, Mykolaiv, Berdiansk, Mariupol, Kharkiv, în Kiev și după aceea tot așa, Borispil, Irpin, Viniția, o mulțime de nume evident pe care nu le cunoaștem. Nu știm unde sunt, dar ele sunt și puse pe o hartă. O întrebare este ce se va întâmpla în Transnistria. Este o întrebare teribilă pentru noi, pentru că acolo e un punct de contact cu, nu doar cu Ucraina, Rusia. În Transnistria știți că se află trupe rusești. De menținerea păcii, cum zice domnul Putin. Da, dar sunt, acolo e un punct de contact cu Moldova. Oare aici riscul de escaladare a conflictului, de extindere al conflictului este foarte, foarte mare. Din ce vorbeam cu analiștii care se ocupă de chestiunea asta, e o carte pe care Putin încă n-a vrut să o joace în Transnistria. Probabil o păstrează, dar gândiți-vă că în momentul ăsta, tehnic prin ocuparea Ucrainei, se învecinează cu Transnistria. Vine mai aproape. Oamenii ăștia. Da, este foarte aproape. De alminteri, dacă este bombardată întreaga țară, planul nu e cum gândeam noi inițial, că își lipește centura aia sudică, că vrea să ajungă la Mariupol, nu, dacă ataci Odessa și alte zone de genul ăsta, este clar că vrei să faci un tip de ocupație. O altă știre foarte îngrijorătoare, iată, o declarație a trupelor de graniță ucrainiene precizează că inclusiv forțele belaruse participă la atacarea trupelor ucrainiene din,
din partea nordică. Știți că nordul Ucraina se învecinează cu Belarus. Dictatorul Belarus, dictatorul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, este un aliat al lui Victor, al lui Vladimir Putin. Și în Belarus sunt desfășurate trupe, mă rog, cu zecile de mii, trupe rusești cu zecile de mii. Dar faptul că și Belarus se implică direct în conflict este încă o escaladare absolut teribilă a acestui război, pe care l-am crezut, sincer, l-am crezut posibil, dar improbabil. Adică era evident că nu strângi 190.000 de soldați și ca să te plimbi cu ei. Ca să te plimbi cu ei pe acolo, cu trupe, cu tehnică militară și așa mai departe. Ei, lasă-te. Însă, știi, te gândeam, bun, poate că nu e chiar atât de nebune, uite că e. Te lasă că dacă noi l-am crezut improbabil, e foarte multă lume care nu l-a crezut posibil. Nu uita că aici, în România, și noi am fost victimele unei campanii și toate vocile de bună credință din țara asta și vocile occidentale care au spus, prieteni, se pregătește ceva masiv, aveți grijă, luați măsuri. S-a spus, nu, domnule, stați liniștiți, Rusia e atacată, e doar o încordare de mușchi. Adică au fost zeci de mesaje în genul acesta și eu cred că astăzi e un punct de cotitură și pentru nația noastră. Adică, cine a vorbit aiurea până acum și a avut mare plăcere la ruși, cred că ar fi momentul să tacă, pe principiul domnului Rebenciuc. Mai ia o hârtie igienică, mai tace, își mai ține gura câteva săptămâni. Și am văzut ceva foarte important. Cine zice ceva de bine de azi de Rusia, mai ales pe speța asta, cultura rusească rămâne la locul ei, dar pe speța asta, e trădător. Ca să rezolvăm problema, să nu existe confuzii în spațiul românesc. Deci așa trebuie tratați. Cine a mai ridicat vocea? Ciocu mic. Trezește-te! E timp!